atât din primărie, cât și din serviciile subordonate, societățile subordonate, din partea celor cu care cooperăm, poliție, jandarmi, din Consiliul Local al Tinerilor. Scopul a fost acela de a crea unitatea tuturor celor care lucrează în municipalitate, care lucrează în interesul cetățenilor, să se cunoască mai bine, să poată colabora pe viitor mai bine. Consider că a fost această primă ediție un succes și a fost premisa pentru ca la următoarele ediții pe care le vom organiza să participe tot mai mulți.